Statistică rușinoasă pentru regiunea Moldovei. Un studiu făcut la nivel național arată că școlile din județul Iași, Bacău, Suceava, Botoșani, Neamț, Galați și Vrancea nu au dispozitive digitale pentru o educație de calitate. Practic Legea 109 pe 2020 adoptată în pandemie nu este aplicată la 2 ani de când a fost votată. Legea prevede că Ministerul Educației și Cercetării asigură elevilor și profesorilor infrastructura necesară, constând în dispozitive și acces la internet pentru accesarea bibliotecii școlare virtuale, platformei școlare de e-learning și altor platforme educaționale agreate. La ora actuală, Ministerul Educației nu a demarat nici măcar licitația pentru realizarea catalogului electronic la trei ani de la semnarea proiectului. Toate semnalele arată că acest proiect nu va fi implementat, prin urmare elevii, părinții și profesorii vor apela la resurse deja existente pe piață și au putea beneficia de serviciile de evidență a școlarității.